Bună seara, bună seara tuturor. Bună seara, Cătălin, îți mulțumim mult că ești alături de noi. Și din câte am înțeles, vrei să continui tema de data trecută cu rugăciunea de noapte. Doamne ajută, da, pentru că m-am uitat la ea așa și cred că mai sunt niște lucruri de spus. Așa, e foarte interesant. Nu știu cât am văzut că sunt peste 200 de vizualizări, dar mi-ar fi plăcut să văd la comentarii sau ceva că a început lumea, că practică, că face, că are vreo problemă, două, să fim de folos cumva. Cred că, nu știu, eu sincer să spun, am început să fac câte ceva, chiar mi-am luat un caietel și am notat niște lucruri pe caietel. Niște lucruri care... Da, da, da. Deci chiar am început, adică nu... Da. Cum începem? Începem cu, spui tu, mică rugăciune? Da. Început? Da, da. Sigur. Și împărate, ceresc mângâietorile Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le plinești, fistier bunătăților, dătătorul de viață, vino și te sărășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Așa. Bun. Despre ce m-am gândit să vorbesc, apropo, legat de rugăciunea de noapte. Bine, nu e neapărat legat numai de rugăciunea de noapte, dar este în principal, pentru că asta e ceea care ne poate duce mult înainte în viața noastră duhovnicească. Și am zis să vorbesc despre rolul duhovnicului sau absența duhovnicului în ambele situații. Și anume, dacă duhovnicul este absolut necesar pentru rugăciunea de noapte, da? A doua este cât de util este duhovnicul în rugăciunea de noapte. Dacă nu am duhovnic, ce fac? Cum să încerc? Cum să mă ghidez? Și în general, cum să progresez în situația asta? Acum, eu din experiența mea pot să vă spun că eu am avut până acum doi mari duhovnici care practicau lucrurile astea, rugăciunea de noapte, rugăciunea inimii, de la care am învățat foarte multe, mai ales că la început toată lumea are tot felul de fantasme de astea că cumva așa într-o lună sau în două zile sau maxim în șase luni așa o să se ridice de la pământ și o să fie așa învăluit de un nor de lumină și cumva axa pământului va trece prin creștetul lor, iar Dumnezeu le va spune într-una, bă, ce tare ești. Deci astea sunt, cum să spun, la începutul vieții spirituale, toată lumea, bă, da, absolut toată lumea, întreabă numai despre asta, despre rugăciunea inimii, despre nu știu ce, pentru că ei confundă ortodoxia cu un fel de yoga, așa știi, adică vine maestru spiritual, ei așa îl văd pe duhovnic, ca pe maestru spiritual, care spune la mâna pe cap și levitezi. Nu ăsta este rolul duhovnicului. Duhovnicul e și el un om, încercat sau nu, în lupta asta cu dracu, dar noi trebuie să privim duhovnicul ca pe o unealtă a lui Dumnezeu, care ne poate ajuta în drumul nostru duhovnicesc spre Dumnezeu. O altă
mare capcană la început este să nu-l mai vedem pe Hristos de duhovnic. Adică sunt unii, mă nene, dom'le, mă duc la nu știu cine, mă duc la nu știu cine. Și mai nou s-a umplut România de ăștia. Așa, care nu mai vezi pe Hristos de duhovnici, de ăștia tari, de stand-up-uri, de vedete pe net, de Pumnicianul de la Iași, de ăștia super șmeche. Nu se mai duce lumea la Hristos, se duce la garici ăștia, că nu pot să le zic altfel, și care se vede clar, clar, foarte clar, pentru cineva care a încercat cât de cât să se apropie de Hristos, că sunt pe miriște, sunt varză. Și hrănesc aceste fantasme ale oamenilor, cum că ei ar putea să facă, să dreagă, să nu știu ce. Nu, nu este așa deloc. Și la început trebuie să vezi pe cineva, cum să spun, aici nu e bine să stai după gura lumii, pentru că sunt mulți oameni care zic, Doamne, cu tare este, dacă faci un sondaj, acum ai să afli de la mulți oameni că Părinte Calistrat e o mare duhovnic. Este o vai de mama lui, de fapt, înțelegi? Dar trebuie să te uiți după anumite semne și mai ales nu după ce spune, ci după ceea ce face, ce viață trăiește, cum postește, cum se roagă, cât este de ascultător, dacă e călugăr și așa mai departe. Toate lucrurile astea te pot duce spre încrederea în duhovnic. Eu am avut binecuvântarea de la început să cunosc un mare duhovnic care m-a îndrumat cu foarte multă răbdare și dragoste, care a reușit să mă țină echilibrat la început, că la început am, cum să vă spun, dacă o iei greșit, o ții greșit până te prăbușești rău de tot la un moment dat. Dar avea grijă să păstreze echilibrul ăsta și să nu cazi în tot felul de chestii periculoase. Sigur, un duhovnic foarte bun vede potențialul tău în Dumnezeu și știe să te ducă de la punctul A la punctul B în mântuirea ta. Este foarte, foarte important să ai mare încredere în el și să-i mărturisești inclusiv gândurile împotriva lui, adică îi spui, Părinte, nu înțeleg de ce faci asta, nu înțeleg de ce mi-ai zis aia, nu înțeleg că nu știu ce ești. Și ca să-ți stai gândurile pe care ți le aduce dracul, ca să ai neîncredere în el. E bine să ai încredere că ce spune el vine de la Dumnezeu. Sunt trei lucruri de care te ajută să scapi. La început, dacă ai această hotărâre să faci această rugăciune de noapte, ai trei mari ispite, și anume mândria, deznădejdea și neascultarea. La mândrie e foarte ușor, pentru că acolo la cel mai mic succes sau însuși faptul că faci rugăciunea de noapte poate să te ducă la mândrie. Deznădejdea este opusul, că chipurile nu vezi rezultate, și asta vine tot din fantasmele începutului de care vorbeam mai devreme, adică, dom'le, eu într-o lună o să mă înalț de la cer. Sigur,
să mă nasc de la pământ, pardon. Sigur, se poate, dar există excepții foarte limitate ca număr. Na, cum a fost Sfântul Apostol Pavel, de exemplu. Dar el în prima zi s-a dus în al treilea cer sau în al nouălea cer, numai. Așa, deci, cum să spun? Na, e cum vrea Dumnezeu. Dar din faptul că nu ni se întâmplă aceste fantasme pe care noi le gândim, putem să cădem în deznădejde, să zicem, bă, degeaba fac, nu mai are rost, ce mă scol eu ca prostul noaptea să fac nu știu ce. Aici duhovnicul e recomandat, pentru că el vede lucrurile astea și te îndreaptă. Sigur, este și această deznădejde, vine tot din cauza mândriei, pentru că eu din mândria mea, din părerea mea de sine, cred că sunt vrednic ca în nu știu ce X timp, limitat, foarte limitat, să ajung să mă nasc de la pământ, sau eu știu ce, să vină rugăciunea inimii, sau nu știu. Deci lucrurile astea sunt foarte clare la un duhovnic, dacă știe ce face. Ce spuneam, a treia, neascultarea, aici tot din părerea de sine poate să-ți vină niște gânduri că tu știi mai bine ca duhovnicul, că el nu a înțeles cine este, ce personalitate ești tu, dar cu o dată astea sunt tot pe fondul mândriei. Deci la început, fraților și surorilor, mare, mare grijă cu astea trei, cu mândria, deznădejdea și neascultarea. Neascultarea nu înseamnă numai neascultarea de duhov, de biserică, de scriptură, de sfinții părinți, de toate lucrurile astea. Sunt lucruri de care trebuie să ne ferim, de această neascultare. Bine, acum duhovnicul poate să fie unul încercat sau mai neîncercat, dar o să vin mai târziu la ce facem dacă n-avem duhovnic. Acum eu povestesc niște lucruri din experiența mea, care am avut duhovnici, doi foarte tari. Cu unul am stat cu fiecare cam 10 ani am petrecut. Acum, mă rog, unul a trecut la Domnul, altul e puznic. În momentul ăsta nu prea mai stă de vorbă cu nimeni. Cine știe când și când ne mai auzim, când mai vrea să dea câte un semn de viață sau când îi mai descoperă Domnul că am nevoie de el, eu știu, nici nu știu. Mă trezesc așa cu câte un telefon. Când mai vine pe la vreun medic sau ceva, dacă mai vine, sau zice el că se duce la medic, în sfârșit. Spuneam că deznădejdea asta vine din aceste false așteptări, care și ele vin la rândul lor dintr-o părere de sine exagerată, care vă spun că este absolut la toată lumea și mai ales în epoca modernă, pentru că toată lumea se crede buricul universului, toată lumea are drepturi și nu știu ce, toată lumea crede că el este mai deștept ca Moș Gerilă și, în general, că axa Pământului trece prin creștetul lui și atunci el are așteptarea ca Dumnezeu să-i dea instantaneu rugăciunea inimii, pentru că nu așa el o merită. Deci asta trebuie să ne ducă repede către gândul către smerenie. Cum facem treaba asta? Păi foarte simplu, există multe variante, dar v-am spus, practicând, fiecare își găsește calea, nu? Unul poate să roage să zică, Doamne, nu merit dragostea ta, nu merit dragostea nimănui, pentru că sunt un egoist, sunt un nenorocit, sunt un nu știu ce, ia uite ce mă mândresc, ia uite ce gânduri am eu, că merit să-mi dai tu acest dar. Deci când pornim pe drumul ăsta a rugăciunii de noapte, trebuie să fim conștienți, foarte conștienți,
că totul este dar. În niciun caz că prin eforturile noastre, că prin faptul că mă scol eu de la așa merit sau cumva eforturile mele duc la acest rezultat. Dacă eu gândesc așa, înseamnă că sunt yoghin. Ăia au senzația că făcând nu știu ce asceză de tip yoghin, o să obțină nu știu ce rezultate. Poate și obțin anumiți inși, pentru că dracu te înșeală multe feluri. Dar la noi totul este stăruință și răbdare. Nu trebuie să am niciun fel de așteptări, nu trebuie să am niciun fel de păreri de sine cum că aș merita lucrurile astea. Din această deznădejde și din această părere de sine, poate să se nască abandonul acestei lucrări, care este esențială, capitală în mântuirea noastră. Adică să abandonăm rugăciunea de noapte. Bă, ce mă tot scol eu, mă, că nu obțin niciun rezultat, de parcă și Dumnezeu trebuie să îți dea ție când vrei tu. Nu, Dumnezeu îți dă ție când ești gata. Și îți dă în momentul în care, atunci când îți dă, nici nu-ți mai ia înapoi. Adică când ești în stare să păstrezi lucrul respectiv. Nu, adică nu îți dă har așa jap și tu nu poți să-l duci și cazi. Sigur, există după aia niște perioade când se ridică harul, poate o să vorbim despre asta, atunci este cel mai important să convertim energiile psihologice în energie duhovnicești, dar harul ăsta nu vine la comandă, nu vine ca un merit personal și în niciun caz ca urmare a ascezei mele personale. Asta, asceza este doar o stăruință, doar faptul că eu mă prezint la întâlnirea cu Dumnezeu și Dumnezeu o să vină când crede El. Nu, nici mai devreme, nici mai târziu. Știe Dumnezeu la fiecare ce putere are, ce potențial are. În orice caz, ca să nu abandonăm, soluția este să fim foarte focusați pe smerenie. Deci de la început, de când începem rugăciunea asta de noapte, cine n-a văzut prima discuție despre rugăciunea de noapte, poate să se uite pe canalul ăsta, scrie acolo rugăciunea de noapte. Deci focusul trebuie să fie spre smerenie, ca să nu avem false așteptări, care poate să ne ducă în deznădejde și care poate să ne oprească chiar lucrarea, adică să abandonăm această lucrare. În momentul ăla suntem înșelați de dracu și pot să vă spun că orice am face din momentul ăla încolo este fără niciun fel de folos. Dacă dracu a reușit să ne ia o lucrare atât de simplă, să nu putem să ne lucrăm 10 minute la miezul nopții sau, nu știu, la ora 1. Sau am spus data trecută cum să face, cum să ne alegem ora la care ne rugăm. Pentru că trebuie să ai și o mare parte de somn și, în sfârșit, am zis în discuția precedentă. Dar acum, ascultând, am zis că e cazul să mai clarificăm aceste lucruri. Deci spuneam că focusul trebuie să fie spre smerenia noastră și spre nimicnicia noastră, adică să nu ne socotim în niciun fel ceva anume, în afara faptului că noi suntem iubiți de Dumnezeu și că prin botez ni s-a dat șansa să mergem în împărăția cerurilor.
Dar că noi suntem nimic, adică dacă noi avem acest focus și duhovnicul ne arată lucrurile astea, mai blând sau mai brutal, la unii merge cu brutal, la mine, de exemplu, în afară de vacă încălțată și cap de cretă, nu mă scotea. Ca să mă smerească, știți, că așa era spre folosul meu. Pentru că vedea, probabil, părerea de sine, mândria și lucrurile astea care m-ar fi dus la deznădejde și la abandon. Dacă avem acest gând al nimicniciei, sigur vine și pocăința, vine și smerenia și foarte, foarte important, schimbarea judecării aproapelui cu judecarea de sine. Adică să ne mutăm focusul spre lasă-mă pe alții, că știe Dumnezeu și pentru ei s-a răstignit Hristos. Eu, hai să vedem ce tâmpenii am făcut eu astăzi. Păi am făcut și aia, și aia, am vorbit și aia. Of, Doamne, păi cum să-mi dai tu mie darul ăsta rugăciunii? Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Și tot așa. Și asta trebuie, cum să spun, să fie reglată de duhovnic în funcție de ce vede în tine. Încă o dată, în cazul în care găsim un duhovnic bun și avem încredere în el și ne predăm lui. Există și cazul în care nu, că e așa, dar o să vorbim puțin mai încolo. Asta este ce facem dacă găsim un duhovnic bun. Bun. Sigur, duhovnicul fixează ce anume rugăciuni să faci în funcție de, nu știu, ce sfinți îți plac ție, la care ai evlavie, câte noduri de-astea să faci la un metanier, Doamne Iisuse, nu știu, poate să-ți dea la început să faci 200 sau 150 sau nu știu. Da, mă rog, asta este treaba lui, încă o dată, în funcție de ce anume vede duhovnicul la tine în situația în care tu te încredințezi lui de plin. Adică spui, băi frate, eu nu știu nimic și am grijă să fac ce zice duhovnicul. Da. Asta pe noi la ce ne ajută? Ne ajută că nu cădem în mândrie și ne ajută să gândim că nu facem mai nimic. Ajutorul ăsta al nostru pe care îl dă duhovnicul să ne vedem nimicnicia, din experiență vă spun că mie mi-au zis, bă, compară-te cu sfinții. Când ai așa impresii despre tine, că ești ceva sau că faci ceva, compară-te cu sfinții. Deci în momentul în care, asta e o chestie practică, fraților, puteți să o faceți oricând, numai la rugăciunea de noapte, dar atunci vă vine mai intens în cap. Comparați-vă cu un sfânt mare, rugător, nu știu, cu Sfântul Siluan Atonit sau cu, nu știu, unul ăsta tare, Iosif Isihastru sau Paisie Aghioritu sau, nu știu, dăște. Și gândiți-vă, bă, ce fac eu? Sunt un nimic, mă, ce fac eu, mă, în comparație cu oamenii care făceau priveghere de când se nopta până răsărea soarele? Ce fac eu, mă, 10 minute, nici de alea nu sunt în stare și mă mai cresc și nu știu ce deștept. Și am și pretenții ca să-mi dea Dumnezeu harul așa mâine. Păi cum să mi-l dea mâine când ăia s-a rugat toată noaptea și au stat ani de zile până au căpătat rugăciunea. Deci ce spun eu acum, sunt lucruri practice ca să nu cădem în
aceste trei chestii de care am vorbit, mândria, deznădejdea și neascultarea. Cine sunt eu, mă, să mă cred mai deștept ca duhovnicul meu? Uite, ăștia, sfinții ăștia se rugau, privegheau toată noaptea, a doua zi se duceau, făceau și treabă, mai ciupeau și ei un pic de somn acolo și eu sunt mare chestie. Comparația asta cu sfinții dă rezultate senzaționale, să știți. Și dacă aveți un sfânt ăsta pe care îl purtați în portofel, o icoană de asta plastifiată sau pe acasă sau nu știu ce, uitați-vă la el când vă mai vin idei de astea de mândrie. Da? Deci fiecare dintre noi sigur are niște sfinți preferați. Eu v-am zis, mie îmi place foarte mult Sfântul Sofronie Saharov. Când mă uit la el și mă gândesc ce rugăciuni făcea el, când citesc cartea lui despre rugăciune și văd ce experiențe avea ale Duhului Sfânt și astea, și mă gândesc la mine, mă gândesc, ce sunt eu, mă, un jeg, un nenorat, un nimic. Adică, efectiv îți vine chestia aia de nimicnicie. Deci te ajută mult comparația cu sfinții respectivi. M-am gândit să spun lucrurile astea pentru că în ce am făcut data trecută nu le-am spus și e bine nici să nu lungim prea mult cuvântul ca să poată lumea să practice, măcar de la o săptămână la alta, câteva lucruri. Avem după fiecare convorbire de asta 7 zile să practicăm ceva. După care poate această completare să-i ajute pe cei care au practicat și sper că sunt mulți. Că dacă doar vorbim așa și iară rămânem blocați în discurs și nu ne folosim cu nimic, o să auzim la judecată, nu vă cunosc pe voi. Îmi pare foarte, foarte rău, dar nu se poate, fraților, fără practică. Nu se poate să facem ortodoxie de-aia între omletă și cafea. Sau numai ortodoxie de duminică. Nu se poate. Care este jertfa noastră? Ce facem noi? Cât de puțin așa, nu știu, 10 minute noaptea, nu putem să ne rugăm sau un sfert de oră? Tu, sigur, după aia mărim timpul respectiv sau ne mărește duhovnicul. Sigur că teoretic toată lumea știe că e bine, dar începeți practic pentru că făcând înveți, nu știu dacă ați învățat vreodată să bateți cu ei, la început vă dați în deget, vă spun eu. După aia o să vedeți, o să începeți să strâmbați cu ele. Și de-abia după o anumită practică o să puteți să bateți cu ei drept și până la capăt. Deci, ce vreau eu să spun aici pe canalul ăsta și Florin la fel, lume, trebuie lucruri practice și practicate. Pentru că fără practică ortodoxă, toți sfinții ăștia pe care noi îi venerăm și la care ne închinăm, toți au practicat. Nu putem să fim creștini fără practică. Nu se poate așa ceva. Dacă credem asta despre noi, suntem tâmpiți duhovnicește, imbecili duhovnicește, credeți-mă. Ne păcălim pe noi înșine că suntem creștini ortodoxi. Nu suntem. Și la primul val se vede că nu suntem. Și ca să vă dau exemplu, mai gândiți-vă odată un pic ce s-a întâmplat în pandemie. Oameni care se credeau creștini veneau cu linguriță de acasă să se împărtășească. Pupau icoanele cu bodniță pe ei. Și așa mai departe. Deci acești oameni s-au păcălit o viață întreagă unii că sunt creștini ortodoși. Nu sunt, fraților. De-aia spun, practicați lucrurile astea, că lucrurile astea o să ducă la niște rezultate fantastice prin colaborarea noastră cu Dumnezeu, stăruința noastră și darul lui Dumnezeu. În niciun caz meritele noastre. Toți ăștia care au fost păcăliți că ei sunt ceva sau că au făcut ceva la viața lor ca ortodoxi și a venit pandemia și ați văzut ce erau. Erau preoți îmbrăcați în astronauți și cu minuși chirurgicale, erau cu bodnițe pe ei
în Sfântul Altar, nu știu de cine se fereau, cred că de Duhul Sfânt, să nu infecteze cu virus și așa mai departe. Păi ăștia sunt urmașii apostolilor? Noi suntem urmașii lor în felul ăsta? De-aia spun, uitați-vă la cât de la nimicnicia noastră, la că suntem nimeni prin comparație cu sfinții. Deci comparația asta cu sfinții, când am întrebat, noi suntem urmașii apostolilor? Adică ne comparăm cu ea. Ce făceau apostolii, nu? Spune la Sfântul, la Faptele Apostolilor, trecea Sfântul Petru și lumea se atingea de umbra lui și se făcea bine. Păi hai să trecem și noi pe undeva așa. Care vreți să mergeți la un spital de stat de cancer sau de așa să se atingă de umbra voastră cineva? Vedem ce se întâmplă. Dar, încă o dată, lucrurile astea, gândurile astea care zmirii fonfiții ăștia le văd, vai, dar cum să vorbească așa? Dar nu, noi ne simțim ofensați. Bă, cu ofensa voastră vă duceți în iad. Gândiți-vă, sau cum a făcut părintele Nicodim Mândiță, le-a auzit pe niște maici la Agapia acolo că spunea, aoleu, părintele iară vorbește mult și iară nu știu ce. Și a ieșit și a zis, am auzit că nu vă place să vă predic mult, așa că vă țin o predică foarte scurtă. Iată predica, pocăiți-vă că vă ia dracu. Deci lăsați astea cu ofensele și cu rășinile astea de, nu știu ce, maimuțe elevate, că suntem nimic în fața lui Dumnezeu prin comparație cu sfinții. Și gândiți-vă la chestia asta, eu spun acum despre mine, sunt nimic în fața lui Dumnezeu, sunt un jeg prin comparație cu sfinții. Dacă vă place să credeți că sunteți cineva, succes în dobândirea rugăciunii. Nu o să reușiți. Asta e și treaba duhovnicului, și treaba unora care preocupă. Da. Să mă scuz că te întrerup. Până la urmă că avem și această pildă a curelarului din Alexandria. Da. Deci că chiar și sfinții, cum era Sfântul Antonie cel Mare, el a avut un gând care nu era totuși de la Dumnezeu și a zis, gândul ăsta i-a venit și a zis că oare există în acest deșert un ascet care să aibă o viață duhovnicească mai intensă, mai pătrunzătoare decât mine? Și atunci îngerul lui Dumnezeu i-a zis, există în Alexandria un cizmar care are o viață duhovnicească mai bogată decât a ta. Dacă vrei să vezi despre ce este vorba, să te duci să înveți de la el. Atunci Sfântul Antonie s-a dus acolo. A fost acolo. Foarte curios. Da, era foarte curios să-l vadă. Și atunci s-a dus în Alexandria și a găsit pe cizmarul ăsta. Deci îngerul l-a trimis în Alexandria, el a mers în Alexandria și atunci i s-a arătat îngerul și a zis, uite, vezi ce face cizmarul ăsta, vezi ce face curelarul ăsta. Și el acolo s-a dus și l-a întrebat, zice, măi omule, zice, uite, am venit și eu să iau o învățătură de la tine, să văd ce faci. El zice, păi ce să fac, uite, trăiesc într-o casă, sunt căsătorit, am copii și zice, muncesc și eu aici și din slujba mea, din cizmărit, împart în trei părți. O parte o dau la săraci, o parte dau bisericii și restul pentru noi. Și zice, și totuși, zice, cam asta fac toți oamenii care sunt bine credincioși. Făceau pe vremea. Nu mai face altceva. Da, da, cum făceau pe vremea aia, da. Zice, nu mai face altceva. Și zice, păi ce să fac altceva? Altceva, ce să fac? Când termin lucrul și seara ies afară pe veranda casei, privesc spre oraș și văd trecători. Și când trec oamenii, spun, toți se vor mântui, numai eu voi ajunge în iad. Și asta era ce-i trebuia Sfântului să audă. Da. Eu vreau să spun o chestie și nu spun spre mândrie sau spre ceva, că ce m-ai învățat tu chiar funcționează la mine. Adică funcționează în ce fel? Mă, deci frate, încă o dată, nu este învățătura mea, Sfinților, da, Părinți.
Da, și de-aia funcționează. De-aia deci, funcționează. Să-ți povestesc o chestie. Uite, când este o situație conflictuală sau ceva, sau mă simt că cineva m-a jignit sau mi-a zis ceva, măi frate, apare gândul ăsta ca o barieră. Deci mintea mea apare o barieră. Și zic, bariera asta zice imediat, zice, vezi că și pentru asta s-a răstignit Hristos. Da, și sunt oameni care sunt oameni, Cătălin, care nu sunt ortodoxi. Îmi pun întrebarea, oare și pentru ăsta, știi, da, după aia? Îmi vine gândul ăsta, știi? Deci chiar este o barieră, adică, și să știi că îți mărturisesc că n-am exersat foarte mult la treaba asta. Păi să vezi când exersezi, când spuneam, când te duci în metrou, în ăstea, și pentru ăsta, și pentru ăsta, și pentru ăsta, și pentru ăsta, și s-a răstignit Hristos, și pentru ăsta. Și în momentul în care vin, ai văzut, în momentul în care se întâmplă conflictul ăla și pui bariera, imediat ai convertit energia psihologică în aia duhovnicească și te apără. Și ai văzut cum te simți în momentul imediat următor? Deci e o liniște incredibilă a sufletului. E, toate chestiile astea vin de la și de la rugăciunea de noapte. Pentru că acolo ai ocazia să te bați cu toate felurile de gânduri și cu toate felurile de psihologii, iar eu ce am zis foarte dur adineori a fost spre combaterea unor chestii psihologice care se bazează pe părerea de sine, care ne duce în mândrie și care poate să ne ducă în deznădejde că nu pentru că noi avem false așteptări în ce privește persoana noastră. Dacă nu suntem conștienți cine suntem cu adevărat în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu ne spune că toată dreptatea voastră este ca o cârpă lepădată în fața mea, ne dă și el peste nasul foarte tare, nu avem șanse să progresăm. Da, pentru că dreptatea asta de fapt nu este o dreptate, este o îndreptățire. Asta e problema. Noi ne îndreptățim pe noi înșine. Asta e problema, de fapt. Iar dreptatea lui Dumnezeu... Și credem cumva că suntem îndreptățiți la ceva de la Dumnezeu. Nu, da. Nu suntem. Nu. Da. Și atunci, ce face un duhovnic bun? Dacă te vede că ai chestii de-astea, îți dă niște ascultări care te duc spre eșec. Și atunci ai mari probleme cu ascultarea. Zici, bă, păi stai mă, eu am avut niște succese, niște chestii. De ce vrea Dumnezeu? Pentru că, de ce vrea duhovnicul treaba asta? Pentru că el a văzut că sunt niște succese care te duc spre mândrie. Și atunci mai bine să te îndrepte spre un eșec care să te ducă la smerenie decât să te lase într-un succes din care s-ar putea să cazi cu o mândrie atât de grav încât să abandonezi lucrarea. Mai bine să te țină în lucrarea respectivă decât să o iei randeaua și să abandonezi lucrarea respectivă. Foarte important asta. Bun, acum. Frate, dar dacă nu avem duhovnic, ce facem? Și este situația celor mai mulți dintre noi. Dacă nu avem un duhovnic de ăsta, care să se roage noaptea, care să se fi rugat noaptea, care știe ce trebuie făcut, care știe cum e de la A la B. În cine îmi pun eu încrederea și ce fac? Cum mă apropii de Dumnezeu? Sau e cazul să mai fac ceva? Și întrebarea Sfinților Părinți este, bun, și care e alternativa? Adică preferăm să stăm morți așa sau preferăm să ne apropiem de Dumnezeu? A cărui premisiune este asta în Sfânta Evanghelie. Deci, fraților, nu există cuvânt al lui Hristos care să fie mincinos. Iată, eu sunt cu voi
de acum și până la sfârșitul veacului. Nu l-am pe Dumnezeu, nu l-am pe duhovnic, dar l-am pe Hristos, care este cu mine de acum și până la sfârșitul veacurilor. Aceasta este o promisiune a lui de care el se ține. El știe că nu găsim duhovnici de ăștia încercați. Bun, și atunci ce facem? Orice ar fi, orice ar fi, cu duhovnic sau fără duhovnic, trebuie să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu. Trebuie să încercăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, exact cum spuneam în data trecută. Da? Acum fiecare să facă exact ce crede că îi aduce mai mult folos. Și o să intru în detaliu apropo despre acest ce crede, adică cum să evităm înșelarea la treaba asta. Există chestii foarte, foarte practice în treburile astea. Deci nu am alternativă, frate. Eu trebuie să merg să-L cunosc pe Dumnezeu, trebuie să încerc. Dumnezeu mă vede, știe neputința mea, știe faptul că nu am un duhovnic încercat, dar în același timp și eu știu că duhovnicul poate să mă binecuvânteze. Ce înseamnă binecuvântare? Înseamnă putere harică delegată de la Dumnezeu prin preot. Da? Trebuie să mă folosesc de asta. De la orice preot, eu pot să iau această binecuvântare. Da? E foarte, foarte de folos. Deci noi, orice ar fi, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Bun, acum, cum să ne apropiem? Cum au făcut sfinții mai moderni? Și iată, vă dau două exemple, hai să zicem chiar trei. Sfântul Siloan Atonitul n-a avut un duhovnic mare. Sfântul Iosif Isihastu n-a găsit niciun duhovnic mare. El spune acolo în mărturii din viața monahală că a căutat de a veni rău. Sfântul Paisie Aghioritu n-a avut un duhovnic mare. Bun. Și cum au făcut ei atunci? Deci avem experiența Sfântului Siloan, care ce făcea? El se ducea să spovedea la care preot era de rând la mănăstirea Pantelimon. Îi mărturisea gândurile, îi mărturisea tot și avea încredere că Dumnezeu va vorbi prin acel preot. Sigur, acum, dacă un preot dumneavoastră merge și spune, știți, aș vrea să încerc și eu să încep să-și mă rog 10 minute noaptea și el vă zice că nu, plecați de la ala. Deci îmi asum ce spun acum, plecați imediat de la acel duhovnic. Bine, cereți binecuvântare. Părinte, binecuvântați ca atunci când mă scol noaptea să mai rog și eu 5-10 minute acolo. Dacă eu unul care, eu nu știu, nu cred că un preot sănătos la cap ar putea să zică nu face asta. Așa, dar dacă zice, plecați de la el, că n-are rost să stați așa. Deci spuneam de Sfântul Siloan. El se ducea la preoții de acolo. Citiți viața lui, da? Și o să vedeți că el se ruga. Sigur, se mai venea și câte unul de la mai cu experiență, care când îi spunea, părinte, dar văd dragi la rugăciune. Și zice, bă, înseamnă că nu te rogi cum trebuie, nu te rogi cu smerenie. Și el a zis, cum nu mă rog cu smerenie? Și, mă rog, i s-a arătat Dumnezeu la un moment dat și i-a spus, stai cu mintea în ea și nu deznădăjdui. Nu vă sfătuiesc pe niciunul dintre voi să încercați asta. Ci, din potrivă, să încercăm ce am spus mai devreme. Să ne simțim nimicnicia, să mergem spre smerenie și să ne gândim că avem 2000 de ani de experiență ascetică la Sfinții Părinți. Și să ne bazăm pe acea experiență ascetică și să credem că Dumnezeu, văzând efortul nostru de a ne apropia pe El, o să ne dea o carte, un sfânt, un ceva, un semn, un om duhovnicesc, care
să ne ducă de la punctul A la punctul B. Dar încă o dată, pentru asta e necesar ca să cerem asta cu smerenie, văzându-ne nimicnicia. Doamne, Tu vezi cât de neputincios sunt eu. Vezi ce jeg ordinar sunt, vezi ce păcate am, vezi ce... Dar uite, eu vreau să mă apropii de Tine, arată-mi Tu, scoate-mi Tu în față, dă-mi printr-un preot un cuvânt, scoate-mi un om mai duhovnicesc în față, un monah care practică lucrurile astea, nu neapărat să fie preot. Dar căutați sincer asta, nu duhovnici de care să nu mai vedeți pe Hristos. Vai, eu mă spovedesc la părintele Giugiu. Așa și? Ia să te văd. Și ai sporit duhovnicește? Da. Dă-i o palmă în momentul ăla să vezi ce faci. Eu știi ce cred și mă scuz că te întrerup. Cred că atunci când căutăm un duhovnic, noi avem și niște așteptări foarte mari de la acea persoană. Păi, asta știi ce înseamnă? Că pe de altă parte avem noi despre noi o părere foarte bună. Exact, asta înseamnă, da. Și acum ce să vă spun, viața noastră duhovnicească nu trebuie să se rezume numai la căutarea unui duhovnic ani și ani de-a rândul. Frate, începe că Dumnezeu știe. O să ți-l scoată în față dacă e cazul, dacă nu e cazul, nu ți-l scoate. Așa, deci vrei să mai zici ceva? Asta vreau să zic, că da, din cauza asta, că este vorba de mândria personală și de asta căutăm perfecțiunea în cealaltă, adică căutăm o persoană, în persoana duhovnicului, un om care să fie cumva în ochii noștri mai bun decât noi, care oricum noi ne vedem pe noi într-o, cum să spun, pe o treaptă foarte înaltă, asta e problema. Da, Doamne, scoatem un duhovnic pe măsura mea. Păi, dar ce măsură ai, mă? Da, exact. Ia vezi tu, cam, da, ce măsură ai. Bine ai punctat aici. Da, pentru că, uite, la Sfântul Siluan i-a pus în... El avea, adică avea când urca, când cobora. Deci avea ba urcuș duhovnicesc, ba... Se agățase de rugăciune. Se agățase, da. Și Dumnezeu vedea lucrul ăsta. El neavând un duhovnic foarte încercat. Da. Deși mie mi-este foarte drag, Sfântul Siluan Atonitul mi-este foarte drag. S-a retipărit acum cartea lui Între iadul deznădejdii și iadul smereniei. Da. Deci mi-a plăcut discuția asta pe care o avea el atunci când era descurajat și cu inima îndurerată și Dumnezeu i-a pus în gând, i-a auzit glasul lui Dumnezeu și i-a zis că vezi că cei mândri suferă din pururea din pricina demonilor. Da, din cauza mândriei vezi demonii. Deci, încă o dată, dar el era un tip foarte smerit, care își vedea nimicnicia și întreba în stânga și în dreapta pe duhovnici, pe acolo, pe la așa, dar nu pe unul singur, pe toți cu care apuca să stea de vorbă. Era foarte... nu avea un duhovnic dedicat, ăla în care să se încreadă până în pânzele albe. Cum spuneam în prima parte, dacă e unul bun, ce face și cum face. Eu, încă o dată, am avut binecuvântarea să am doi până acum. Nu știu, m-a iubit Dumnezeu foarte mult. Așa, de la care am învățat ce vă spun. Și ei, la rândul lor, de la Sfinții Părinți, sau eu știu de unde, de la duhovnicilor. În sfârșit. Dar, încă o dată, nu trebuie abandonat. Nu trebuie să ne vedem noi, nu trebuie să ne gândim noi că nu știu care duhovnic e prost, celălalt e deștept și nu știu ce, adică deștept, ăsta este pentru mine. Bă, dar când aud expresia asta, acesta este duhovnic pentru mine, bă, dar mine ăsta, cine e, mă, mine ăsta? Dar nu poți tu să faci ca Sfântul Siluan, adică iar mă compar cu un sfânt, da? Bă, dar Sfântul Siluan, uite cum a făcut, n-a avut un duhovnic. Și a întrebat și pe ăla, părinte, uite, vă, dragi, că mă rog. Și i-a spus unul, bă, înseamnă că nu te rugi bine, dar nu i-a spus mai mult.
Și atunci el s-a dus înapoi și a zis, Doamne, dar ce fac? De ce mi-a să ăștia în față? Și i-a răspuns Dumnezeu, ce ai zis tu? Da, și după aia a dat și cuvântul ăla și cuvânt de folos. Ce să fac eu? Dar ăla era personalizat pentru el. Da, da, da. Zicea că ce să învață-mă, ce, da. Învață-mă, ce să fac ca sufletul meu să fie smerit. Și asta întărește ceea ce am spus mai devreme și anume că Hristos nu minte când spune eu sunt cu voi de acum și până la sfârșitul veacurilor. Deci să avem încredere în Hristos dacă nu găsim un duhovnic în care să avem încrederea aia maximă. Acum, vreau să-l aduc în discuție și pe un mare sfânt la care o am mare evlavie, Sfântul Ignatie Brianceaninov, care, nu știu eu, când am citit prima oară, erau două volume. Unul se numea Experiențe ascetice, era primul volum, și volumul 2 era Cuvinte către cei care vor să se mântuiască. Acum am înțeles că ambele volume le-au băgat într-unul singur la care îi zice Experiențe ascetice. La începutul cărții, nu mai știu pe la ce pagină, dar nu multe pagini, spune că în vremea noastră nu mai găsim duhovnici, de ăștia mari, învățați. Deci cumva el ne avertizează și el, gândiți-vă că a trăit în secolul XIX. Oricum n-a fost departe de noi, adică n-a trăit în secolul IX sau în secolul III. În secolul XIX și spunea că nu găsim duhovnici. Și atunci a zis, mă, dar și ce să faci în situația asta? El a scris cărțile astea care sunt de senzație și îndemn pe toată lumea la această experiență ascetice și cuvânt către cei care vor să se mântuiască. Sunt niște cărți pe care de fiecare dată când le citești vezi lucruri noi. Și el spune, dom'le, trebuie să ne încredem în experiența asta milenară a Sfinților Părinți, să luăm lucrurile care ne aduc folos duhovnicesc, cum spunea Sfântul Serafim de Sarov. Fraților, țelul vieții creștinului este să dobândească Duhul Sfânt. Și pentru asta trebuie să facă exact ca și un comerciant să facă lucru care îi aduce profitul cel mai mare. Nu este la fel la fiecare, de-aia spun, apucați-vă fraților și practicați, că dacă nu practicați, nu știți nimic. Deci vă spun, vă garantez că habar n-aveți nimic până nu începeți să practicați ceva. Tot ce ține de discurs, de citit, de discurs despre ce am citit, dar care nu este practicat, este egal cu zero sau mai rău este minus. Pentru că vă duce la o mândrie, la o chestie de asta care, domne, eu știu multe și nu știu ce, și auzi de ăștia care vin de o viață la biserică, domne, nu mă înveți tu pe mine, nu știu ce. Și pe care după aia vezi în pandemie că vin cu lingurița de plastic de acasă. Sau că pupă icoanele după ce le dau cu spirit. Deci ăștia sunt nu zero, minus. Sunt pe minus. Bun. Spuneam mai departe. Ce facem dacă nu avem duhovnic? Ne-a spus Sfântul Ignatie, dom'le, asta e situația. Ne luăm după Sfinții Părinți, ne găsim unul la care rezonăm. Și acum sugestia mea, recomandarea mea ar fi să ne luăm după unii de ăștia care au trăit mai aproape de noi, adică Sfântul Siloan Atonitu, Sfântul Sofronie Saharov, Sfântul Iosif Isihastu, Sfântul Iosif Vatopedinu și Sfântul Paisie Aghioritu. Toți aceștia, toți, nu au fost preoți. Niciunul din ei. Vă dați seama, Sofronie a fost. Sfântul Sofronie, da, pardon. Dar ăia trei n-au fost preoți. Și au dat lumii niște lucruri, rămâi afiși. Deci Sfântul Paisie a scris niște cărți senzaționale. Sfântul Iosif Isihastu
A scris mărturii din viața monahală și aia din dragoste și iubire de Dumnezeu, care a ieșit la Bizantină. Este senzațională pentru asceză. Vă spune acolo tot ce vreți și ce nu vreți. Așa? Iar Sfântul Sofronie Saharov nu mai zic. Deci acești trei sfinți mari, dumneavoastră știți cum trebuie să știți până în afară operele lor, ca să știți în orice moment cum și ce facem. Și spuneam aici despre cum să evităm înșelarea apropo de dacă credem sau nu credem că ne apropiem de Dumnezeu. Dacă noi suntem agățați de rugăciune, rugăciunea ne învață, rugăciunea se autoreglează și ajungem la o stare. În momentul în care, nu știu, am pierdut un duhovnic sau nu l-am avut niciodată, în care cumva ne și rugăm și cumva ne și privim din afară. Și din punctul meu de vedere, cel mai bine chestia asta sau ce a rezonat cu mine a fost cuvântul părintelui Proclu. Nu știu dacă ați auzit de el, este un monah care a trăit prin Moldova, unul foarte simplu. Îl găsiți pe YouTube peste tot, dați părintele Proclu și el avea o vorbă referitoare la chestia asta, la privirea cum ar fi, noi ne privim de sus ca să vedem când ne atacă dracul, când nu știu ce, dar el spunea așa, rezuma toate lucrurile astea într-o chestie foarte simplă, zicea, conștiință spune-mi tu, dacă mă duc acum la judecată voi fi mântuit. Sau conștiință, spune-mi tu, dacă fac lucru cu tare, e bine. Deci cumva el se și ruga, dar în același timp se și autoveghea de undeva, din, ca și cum s-ar privi pe el însuși. Și vă spun, lucrurile astea nu le veți simți dacă nu practicați nimic. Fraților, faptul că vă duceți la spovedanie și dați un pomelnic duminică la biserică, și nu știu ce, alea sunt ardele de tot, din Psalmul 50, de care zice Duhul Sfânt prin gura lui David. Ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duh umilit, inima înfrântă și zmerită, Dumnezeu nu va încesi. Deci, e pe bază de nimicnicie și de zmerenie. Nu pe bază de ardele de tot. Că am dus eu un pomelnic, am făcut că m-am dus, am punctat. Am fost și eu prezent la liturghie. Asta e ardere de tot. Ce ai făcut la liturghie? Nimic, am vorbit, m-am uitat la telefon. Mi-a trimis unul pe WhatsApp o rețetă despre cum să fac clătitele înodate. Sau nu știu ce. Deci ai transformat liturghia într-o ardere de tot. Uite, apropo de ce ai spus tu înainte, că trebuie să ne comportăm exact ca un comerciant. Este această pildă pe care o dă chiar și Mântuitorul în capitolul 13 de la Evanghelia de la Matei. Zice că iarăși asemenea este împărăția cerurilor cu un neguțător care caută mărgăritare bune. Și aflând un mărgăritar de preț, s-a dus, a vândut toate câte avea și l-a cumpărat. Este aceeași chestie pe care spuneai tu. Încă totuși, ca să obținem lucrul ăsta, trebuie să dăm și noi ceva, să facem ceva. Păi da. Ca să facem practic și nu ardere de tot. Da, da. Deci, nu știu, parcă data trecută am vorbit despre arderile astea de tot. Da, da, am vorbit împreună. Ce înseamnă și că, nu știu, tu spuneai că nu te gândi niciodată că ardele de tot sunt și chestiile astea. Da, exact. Da. Deci, iar cea mai periculoasă ardere de tot, care văd eu că este în ziua de azi, este această blocare în discurs. Cititul de cărți, comentatul de cărți, dezbateri pe urma unor cărți și ce a zis unul și ce a zis altul, fără nici un fel de practică. Asta este o ardere de tot. Eu trebuie să recunosc că și eu am fost blocat în discurs. Până să te întâlnesc pe tine am fost blocat în discurs foarte mult. Deci, când te-am întâlnit pe tine și mi-ai arătat
Mi-ai deschis un pic mintea, pentru că m-ai făcut să gândesc altfel. Și pentru asta îți mulțumesc. Am abandonat blocajul ăsta în discurs. Că și judecata celuilalt e unul dintre cele mai... Păi asta spuneam. Deci, încă o dată, nu e învățătura mea a Sfinților Părinți, iar faptul că trebuie să fac switch-ul ăsta... Zi-mi un termen românesc pentru switch. Da, trebuie să... Cum schimbarea gândirii. Schimbarea gândirii, da. Așa, de pe judecarea altuia spre judecarea mea. Da. Bă, eu întâi, eu am făcut, eu sunt nenorocit, eu sunt așa, eu sunt pe dincolo, eu sunt o nimicnicie în fața lui Dumnezeu, eu sunt... Cine sunt eu să cred că îmi trebuie mie un duhovnic ca Iosif Visivas? Păi sunt eu în stare să fiu ucenicul lui Iosif Visihastru? Da. Ia gândiți-vă și așa. Băi, uite, eu vreau un duhovnic ca Pateric, da? Păi cine vrei, mă, tu? Ia, hai, zi tu așa. Eu mă mai iau de oameni în felul ăsta și le spun. Ia zi-mă, păi cine ai vrea tu duhovnic, dacă ar fi un sfânt așa? Păi, nu știu, păi cine, mă, Pahomie cel Mare, îl vrei tu duhovnic? Pa Antonie cel Mare, l-ai vrea? Da, păi tu ești în stare, mă, tu, uită-te bă la tine și du-te și uită-te și în oglindă. Tu ai fi în stare să fii ucenicul lui Antonie cel Mare? Și nu numai asta, știi ce se întâmplă, Cătălin? Eu am trăit experiența asta când trăia părintele Iustin Pârvu. Cineva din familie de la mine a vrut să ajungă la părintele Iustin Pârvu și... Vreau să spun că nu se putea ajunge la el pentru că erau cozi interminabile, adică fizic nu puteau să ajungă la el, efectiv. Erau foarte mulți oameni. Stăteau oameni și așteptau câte 3-4 zile să vorbească cu el. Da, știu că fac o blasfemie acum, dar asta e greșeala părintele. Nu este o blasfemie până la urmă. Îmi pare foarte rău, dar nu așa se face. Da. Adică cu ce se foloseau oamenii? Și majoritatea veneau și întrebau tâmpenii, că am văzut și eu. Ce să fac, părinte? Să-mi iau mașină verde sau albastră? Ce să facem să avem sporul casei, să se mărite gingerica? Și răspundea la prostiile astea. Da. În loc să le zică, bă, vorba lui părintele Nicodim Mândiță, bă, căiește-te, bă, că te ia dracu. Sau cum făcea părintele Cleopa. Ținea câte o predică, pac, pac, erau acolo sute de oameni și gata. Nu stătea să-i răspundă la fiecare în parte și nu știu ce. Le spunea, băi, nu știu ce, uite așa, așa. Ce îi dădea lui Duhul, să zică, în momentul ăla și de-aia avea atâta putere. Ăștia care fac coadă și vine câte unul și întreabă 20 de secunde, nu se folosește nici ăla, nici el. Eu așa zic eu, nu știu. Iar ăia care zic că au fost ucenicii lui și s-au dus după aia cu lingurița la pandemie, să mă scuzați, nu au avut niciun folos din faptul că au vorbit cu un părinte mare. Deci, revenind la chestia asta, domne, caut eu duhovnicul nu știu care. Gândește-te, fratele meu, ăsta care gândește așa, sau sora mea, dacă tu ai fi în stare să fii ucenicul sau ucenica lui Sfântul Cutare. Chiar crezi că ești în stare să fii ucenica lui Sfântul Pahomie sau lui Sfântul Antonie sau lui Sfântul, nu știu, unul de ăsta mare? Păi eu la cât de prost sunt, nici nu știu dacă l-aș înțelege. Da, asta știi, toată lumea caută un sfânt. Sau caută minunisme de astea, să-mi spună mie viitorul, să-mi ghicească nu știu ce. Să... Păi ești prost orientat, frățioare. Ca să nu spun că ești prost, da bine, dar nu m-a orientat. Prost duhovnicește, dacă pui problema așa. Da. Uite, vreau să te întreb ceva. Ai văzut această nu e mărturie. Într-un fel, părintele Matei Vulcănescu vrea să se înjosească, știi, și a spus niște cuvinte mai dure așa, adică despre el. A spus că el e un rahat, că crezi că este o fățărnicie asta sau totuși eu... Da, absolut. Da?
Da. Deci, părintele, scuză-mă, n-am ce să discut despre el de bine. Îmi pare rău, cred că duce pe foarte mulți la mari probleme. Deci nu este un duhovnic care să vindece ceva și de fapt nici nu știu dacă mai e duhovnic. Am înțeles că a fost caterisit, nu? Nu cred că, adică din câte am înțeles, n-a fost caterisit, dar a fost oprit de la slujire sau ceva de genul ăsta. Nu știu dacă. Acum nu dezbatem. Da, în fine, nu asta era da. Subiectul nostru, ci vorbeam de duhovnici. Și de modul că ce să facem dacă nu avem duhovnic. În primul rând, încă o dată, să ne agățăm de rugăciunii, cum au fost sfinții de acum, moderni, Sfântul Siloan, Sfântul Paisia Ghioritu, Sfântul Iosif Isihastu. Ăștia au fost sfinți care n-au avut un duhovnic mare, dar pentru faptul că au insistat, le-a arătat Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu minte. Și repet lucrul ăsta, că Dumnezeu a zis, Hristos, că eu sunt cu voi de acum și până la sfârșitul veacurilor. Da, uite că tu ai dreptate cu chestia asta, pentru că și... au mai fost sfinți care nu au avut duhovnici. Da. Au mai fost, adică s-au mai întâlnit așa, chiar sfinți mari care nu au avut duhovnici. Da, nu, dar încă o dată, faptul ăsta că eu am așteptarea asta ca să-mi găsesc nu știu ce duhovnicul tare, înseamnă că eu sunt mândru. În primul rând, da. Eu nu aș fi în stare să fiu ucenicul lui Sfântul X sau Sfântul Y. Pentru că eu sunt plin de mândrie, eu sunt plin de deznădejde, eu sunt plin de neascultare. Eu sunt așa, în primul rând, hai să mă văd eu pe mine și după aia să caut nu știu ce duhovnic. Sunt unii care pierd toată viața, frate, căutând nu știu ce duhovnic, da. Nu știu ce parascovenii. Lasă, frate, asta, începe și apucă-te de rugăciunea de noapte. Da. Că rugăciunea acum te va învăța. Mi-a picat, mi-a chiar vine în minte un exemplu. De exemplu, îl spun așa ca idee. Sfânta Maria Egipteanca. Da. Ea n-a avut duhovnic, a avut duhovnic la sfârșitul vieții. Adică nu a avut duhovnic, nici măcar ăla n-a fost duhovnic. N-a fost, da. Ăla l-a trimis Dumnezeu să o împărtășească la sfârșitul vieții. Da, deci Dumnezeu l-a trimis. Da, pentru că ea s-a rugat. Și a văzut-o că se înălța de la pământ când se ruga. Da. Deci, nu... Cum să spun, relația ei cu părintele Zosima nu a fost de ucenică cu duhovnic. El a zis, am rugat pe Dumnezeu să-mi trimită pe cineva, te rog, părinte, ia Sfintele Taine și vino nu știu când și împărtășește-mă, că ea știa și când moare. Și a venit la împărtășit-o și a murit. Deci asta a fost toată relația ei. Da, pentru că atunci i-a povestit viața ei, așa este, da, s-a împărtășit. Da. Acea poveste a vieții ei a fost spovedania ei, practic, înainte de moarte. Da, da, deci, spuneam apropo de chestia asta, fraților, nu o să vă pierdeți vremea, credeți-mă, persoană pe care eu sunt convins că este sfânt, nu e canonizat încă, e părintele Proclu, avea această chestie încât prin faptul că el se ruga, rugăciunea îi și regla lucrurile și i-a dat și o modalitate practică. Acest cuvânt pe care el îl spunea, conștiință spune-mi tu, este bine să fac aia, conștiință spune. Deci practic el era cumva, se privea pe el de undeva din exterior să vadă când veneau ispitele. Asta este situația în care nu ai un duhovnic mare. Și încă o dată spun, și părintele Proclu, ca și Sfântul Siloan, care n-a avut duhovnic, Sfântul Paisie, care n-a avut un duhovnic mare, Sfântul Iosif Isihastu, care n-a avut un duhovnic mare,
Mă rog, Sfântul Sofronie a avut un duhovnic mare. Dar sunt sfinți moderni de la care putem învăța. Așadar, ca să recapitulăm, dacă avem duhovnic, ne încredem în el, ne lăsăm să ne facă bucăți, mai bine eșec spre zmerire decât succes spre mândrie, facem ce spune el, chiar dacă ni se pare ciudat, pentru că dacă ne-am încredințat lui așa, și luăm primul cuvânt de la el, de la spovedanie. Dacă nu avem duhovnic, ne încredem în Dumnezeu care a spus, eu sunt cu voi de acum și până la sfârșitul veacurilor, nu avem altă alternativă, nu avem duhovnic, gata, nu mai fac nimic, nu mă mai apropii de Dumnezeu. Nu există așa ceva. Mă apropii, fac rugăciunea de noapte, mă rog la Dumnezeu să-mi dea un sfânt de care să ascult. Eu v-am zis, ăștia 3-4 pe care i-am înșirat acum sunt mari sfinți, inclusiv Părintele Proclu. Nu vă pierdeți vremea, fraților, dacă vă uitați pe YouTube la Părintele Proclu. Credeți-mă că nu vă pierdeți. Vă spune o grămadă de șmecherii la rugăciune pe care el le-a făcut fără să aibă un duhovnic mare. L-a învățat rugăciunea. Rugăciunea s-a autoreglat, s-a auto nu știu ce. Nu cădeți în înșelare dacă faceți treaba asta și dacă aveți forma aia de a vă privi cumva din exterior, pe care Părintele Proclu a transpus-o în acele cuvinte, conștiință, spune-mi tu, oare este bine să fac aia? Oare dacă mă duc acum la judecată, este mă mântui sau nu mă mântui? Da. Deci asta ca să recapitulăm despre importanța duhovnicului la rugăciunea de noapte, dacă există și dacă nu există, ce chestii practice să facem. Și încă o dată vă spun, experiențele ascetice ale Sfântului Ignatie, cartea, fraților, citiți-o că nu vă pierdeți vremea. La fel, au ieșit acum niște cărți ale lui Zaharia Zaharu, la două mă gândesc în mod special, Isihazmul și rugăciunea ipostatică. Credeți-vă că nu vă pierdeți vremea. Găsiți în ele o grămadă de lucruri practice. Și încă o dată, îndemn. Luați-o cum vreți. Rugăminte, sugestie. Treceți, fraților, la practică. Lăsați blocarea asta în discurs, că asta este ardere de tot. Dumnezeu nu o binevoiește. Faptul că doar discutăm despre o carte sau alta sau nu știu ce, nu ne ajută cu nimic la mântuire. Ce ne ajută la mântuire? Să practicăm ce scrie în cartea aia, nu să discutăm ce scrie în cartea aia. Și pe măsură ce practicăm, să discutăm despre ce practicăm. Nu să discutăm despre ce au practicat alții. Și să avem noi senzația că știm cum trebuie să fie creștinul, că știm cum trebuie să fie monahul, că știm cum trebuie să fie duhovnicul, că știm, habar n-avem. Dacă nu practicăm nimic, nu știm nimic. Țineți minte asta și am dat cel mai clar exemplu despre faptul că nu s-a înțeles nimic chiar de către unii care au venit o viață la biserică perioada pandemiei. Că ei au înțeles că ei trebuie să vină cu linguriță de acasă. Deci vă dați seama ce erezie să crezi tu că cel care este adevărul și viața este contagios. Vă dați seama ce imbecili duhovnicești? Da. Sau să pupi icoana după ce ai șters-o cu spirit sau cu masca pe față? Da. Deci aia este o probă despre ceea ce înseamnă că ai practicat toată viața ta ardele de tot. Adică te-ai dus cu un pomelnic acolo, te-ai fost tu prezent la liturghie fizic, dar te uitai pe telefon sau mai știu ce făceai și ai transformat liturghia în ardere de tot. Fraților, haideți să practicăm. Haideți să practicăm. Așa cum suntem noi, păcătoși, vai de capul nostru. Hai să ne judecăm pe noi întâi decât pe alții.
hai să nu mai cădem în mândrie, hai să nu mai cădem în deznădejde, că nu facem, că nu știu ce chestii spectaculoase vrem noi de la rugăciune, dar nu ne gândim că nu merităm, că Dumnezeu ne-a promis că stă la inima fiecăruia și vine și bate și cinează cu noi, noi cu el și el cu noi. Da. Uite, am doi, sunt doi A și B. Două persoane care, da, da, care vor, te întreabă ceva, vrei să răspunzi cumva la întrebări, da, dacă ți le pun pe ecran? Păi da. De George. Zice că dacă și citirea psaltirii după miezul nopții e foarte folositoare, nelămurirea e următoarea. Dacă mă axez pe rugăciunea inimii, îmi vine gândul următor. Păi psaltirea cui o laș, că e foarte, foarte folositoare. Da. Deci, dragă George Daniel, în primul rând hai să facem o chestie de gramatică. După citirea psaltirii după miezul, dacă citirea psaltirii după miezul nopții e foarte folositoare, nelămurirea mea e următoarea, două puncte. Dacă mă axez pe rugăciunea cu D mare, dacă, că am început altă propoziție, îmi vine gândul următor, păi psaltirea cui o lași, semnul întrebării, că cu C mare e foarte, foarte folositoare. Da? Știu că modern e să nu mai scrii cu semne de punctuație, dar ca să înțeleg și eu, pentru că altfel s-ar putea să nu înțeleg întrebarea ta. Bine, eu acum mă fac că n-am înțeles-o, dar am înțeles-o, știi? Așa. Deci nu lăsa psaltirea. Dacă tu ai folos duhovnicesc la psaltire, rugăciunea tot de noapte poate să fie psaltire. Dacă tu ai primit binecuvântare de la duhovnic și ai simțit folos duhovnicesc, foarte bine. Nu prea înțeleg de ce ești nelămurit. Dacă vrei să practici și rugăciunea inimii, mărește timpul de, cum am spus data trecută, în rugăciunea de noapte, citești psaltirea 10-15 minute o catismă și după aia treci la rugăciunea inimii. Și vezi, ai folos și de la aia și de la aia? Da, nu. Nu am folos de la rugăciunea inimii, o țin în continuare cu aia. Ce semne am că am folos?